Galeriile Municipale de Artă din Târgu Jiu au găzduit zilele trecute vernisajul expoziției de grafică Al doilea drum al Walkirilor, semnată de artista Cristina Ploscariu, membră stagiară a Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Târgu Jiu. Expoziția reunește lucrări de grafică pe pânză și hârtie în tehnică mixtă și face parte dintr-un demers început de artistă în urmă cu câțiva ani. Proiectul a început în anul 2011 și am spus primul drum al Walkirilor, deoarece am intenționat ca acest demers să se continue, probabil că ultima expoziția mea personală, în care o să expun singură, se va numi ultimul drum al Walkirilor. Walkirile sunt în fiecare dintre noi și pentru fiecare dintre noi adună bucăți de suflet, bucăți de trecut, bucăți de prezent și această listă poate continua. Lucrările prezentate în cadrul expoziției au surprins în mod plăcut pe cei prezenți la vernisaj. Cristina Ploscariu are un demers interesant. Vernisăm astăzi o expoziție la Galeriile Municipale de Arte denumit Al doilea drum al Walkiriilor. Ceea ce surprinde anul acesta este asocierea asta frumoasă a planului bidimensional al pânzelor cu materialul acesta textil, căreia îi dă volum prin desfășurări spațiale. Este o expoziție inedită a unui grafician care este de ceva timp membru al filialei Târgu Jiu UAP și să sperăm că acest demers al Cristinei Ploscariu nu se va opri aici și vor urma și alte expoziții pe această temă pe care eu o apreciez foarte mult ca artist și coleg al ei. Lucrările sunt sincere și cred că în momentul în care o să-și dea drumul mai mult și o să aibă mai multă încredere în ea, cred că o să fie foarte bine, pentru că mesajul artistic este sincer, înseamnă că o să devină un artist extraordinar și o să fie lucrările ei o terapie pentru ea și pentru cei din jur. Expoziția este deschisă publicului până pe data de 25 martie.